Salutare tuturor sufletelor gemene minunate care ni se luată astăzi în această citire energetică despre Divinul Feminin dorește să fie tratată așa. Bine ați venit pe canalul nostru de YouTube unde abordăm extrem de multe subiecte legate de călătoria sufletelor gemene. Eu sunt Laurenziu, un Master Certified as Engine Coach afiliat cu Tumblr Universe. Așa că, în această citire despre Divinul Feminin dorește să fie tratată așa, vom discuta și merge în energia care este a Divinului Feminin, cum își dorește să fie tratată și vom vedea ce are Dumnezeu de spus despre așa ceva. Deci, în primul rând, simt că este această energie că Divinul Feminin dorește să fie tratată ca o prințesă, vrea să fie tratată cu foarte multă iubire, să-i se ofere foarte mult, vrea să Ave tot, dar uh, se poate acest lucru doar că ceea ce simte aici că se poate întâmpla este să-ți dorești aceste lucruri fără a ți-le oferiți însuți. Și aici simt că se poate întâmpina o problemă când dorești să fii tratat așa, dar nu îți ofer tu iubirea de care ai nevoie sau nu te tratezi în acest fel încât să primești acest lucru. Și aici este o problemă care se poate întâmpla dacă simți asta că dacă nu îți oferi tu, sufletul de gemă, nu pute să-ți ofere acele lucruri, așa că doar oferă lucrurile alea dacă vrei să fii tratată așa. Prima lecție legată de a, te trata tu mai bine sau de a avea ce ți dorești în tratament este să-ți oferi ție acel tratament deja. Să mergem mai departe. Simt că da, chiar dacă este acest tratament pe care vi-l doriți și simt că unul dintre voi chiar v-ați oferit acest lucru și vă o oferiți și simt că este așa o descoperire interioară care o să aveți aici de cum ajungeți la acest lucru și chiar uh, simt mai mult că este ca și cum ați reușit să treceți de un blocaj ca să puteți să aveți mai multă iubire, să fiți tratate așa cum vă doriți. Pentru că se pare că este acest tratament de a avea ce vă doriți în viața voastră și este total în regulă și meritați acest lucru. Meritați să aveți ce vă doriți în viața voastră, să nu lăsați pe nimeni să vă spună că nu meritați tot ce vă doriți în viața voastră. Nu contează cine este, meritați. Acum nu mergeți în aroganță, doar acest lucru este ceva care simt că divinitatea vrea să comunce doar pentru că meritați. Nu mergeți în ceantă extremă în a eu merit tot și nu o să fac nimic pentru el pentru că deja merit tot aceste lucruri. Acel comportament nu va fi benefic pentru, voi, pentru a manifesta ce vă doriți. Așa că mergând mai departe de cum doriți să fiți tratate, fiindcă vreți să fiți în felul în care să fiți abordate într-un mod mai emoțional, adică să vine Divinul Masculin și doar să vă întrebe de cum vă simțiți, să vă asculte, să fie acolo pentru voi și să doar fie cu voi, să fie prezenți și să știți că asta este chiar în regulă, chiar este natural și sănătos acest lucru și este normal să vrei acest lucru și nu este nimic neregulă dacă îți dorești acest lucru. Deci cumva aici mesajul pentru tine este e regulă să vezi că ai dorințe în care vrei să fii ascultată, vrei să ai Divinul Masculin să, să fie prezent cu tine și doar să fie acolo cu tine. Doar prezența lui poate să-ți ofere mult și este regulă să-ți dorești acest lucru. Acest lucru simt că va aduce... Multă pace dacă voi alegeți să vi-l oferiți vouă și după aceea să-l primiți la Divinul Masculin ca să puteți să treceți pe aceste blocaje de Divinul Masculin nu vrea să mă asculte, Divinul Masculin nu vrea să-mi ofere ce-mi doresc, Divinul Masculin nu-i pasă de ce simt eu, ce mă gândesc eu, ce se întâmplă cu mine. Simt că sunt tot felul de blocaje aici care apar și poate voi doriți să le primiți înainte ca voi să mergeți prin aceste blocaje. Problema este că nu puteți să le primiți cu adevărat până nu mergeți prin aceste blocaje. Și asta este adevărul acestei interacțiuni cu Divinul Masculin pentru voi, în care voi, acum doar sunteți ghidate, să mergeți mai adânc cu ceea ce vă doriți voi să primiți și doar să vă le oferiți voi și să Alegeți să le puteți primi de la Dumnezeu și de la Sufletul Geamă, de la Divinul Masculin, ca să puteți să mergeți mai adânc. Așa că, am doar curățați aici aceste blocaje, aceste sentimente, și odată ce ajungeți voi în acel loc, veți putea mai ușor să atrageți asta în viața voastră, mai ales cu Sufletul Geamă. Așa că, următorul lucru care apare în ce dorește Divinul Feminin a să fie tratată, este faptul că dorește să se bucure de călătoria ei. Simt că aici este o dorință mare pe care poate nu o lăsați să vină la suprafață, în care voi vă doriți să aveți mai multă bucurie pe călătoria voastră, să vă simțiți mai bine și poate nu vă simțiți complet bine cu tot ce se întâmplă și Asta este un blocaj care îl face la aici și pur și simplu vă oprește din a putea să vedeți călătoria cum este cu adevărat, că este o călătorie foarte frumoasă și foarte bogată în experiențe și în vindecare. Nu vă lăsați păcălite de faptul că sunt blocaje și de faptul că sunt multe lucruri care pot prea greu de mers prin ele, ci Lăsați-vă să vă bucurați de această călătorie, pentru că atunci veți reuși să aveți mult mai mult succes în această călătorie. De ce? Pentru că voi vă veți simți bine să mergeți prin aceste blocaje, decât să stați în ele pentru că vă simțiți prost. Odată ce vă simțiți mai bine, sunteți ok. Doar merg prin ele, mă simt mai bine, merg, mă simt mai bine, mă bucur de această călătorie că este așa cum este. Deci este un pic și o parte de acceptare care simt că este nevoie. Și um, simt că următorul lucru care apare aici pentru divinul feminin este faptul că își dorește ca divinul masculin să apară, să vină la ușa lor, să, să apară la ele, să, să vină și să zică da, uite, te iubesc, vreau să fiu în viața mea, vreau să fiu cu tine. Și este ok, cum am zis, este ok că vă doriți acest lucru, doar că trebuie să uitați ce se întâmplă la voi și ce sentimente aveți legate de acest lucru ca să vă să trageți. Nu este nimic în regulă dacă voi în acest moment vă doriți ca sufletul cea să vină la voi. Și că unul dintre voi vă doriți sau vedeți așa sufletul Geam sau divinul masculin ca un cavaler să vină la voi, să vă salveze, să fie acolo pentru voi ceea ce nu se va întâmpla. nu se va întâmpla în felul în care vă doriți. Asta nu înseamnă că nu va fi acel lucru dacă voi uh, vă oferiți vouă acest lucru în inima voastră. Acum, cum v ați zis mai înainte, orice vă doriți este în regulă. Acum, cum o să arate, aici este punctul cheie pentru voi dacă aveți un atașament față de cum arată sau ce vreți să se întâmple. Um, acel lucru poate să vă pună o piedică foarte mare în viața voastră și în manifestarea voastră a ceea ce vă doriți. Lucru foarte important, care Jeff și Leal comunică foarte mult în clasele lor, este um, să dați drumul la așteptări, să nu aveți nicio așteptare față de manifestarea voastră, dar în același timp să mergeți după ce vă doriți, să manifestați și să vindecați constant totul chemați în viața voastră și va veni într-un mod sau altul, chiar dacă nu în modul în care voi ați vrut inițial. Deci este doar un proces de manifestare. Așa că dați-vă un atașamente de cum doriți să fiți tratate, dar asta nu înseamnă că să nu vă doriți. Doriți-vă acele lucruri, dar nu vă atașați de cum arată această dorință, ci doar chemați acel sentiment și dați-vă vouă acest lucru și veți reuși să manifestați ușor, ușor acest lucru complet în viața voastră. Ca Divinul Masculin să vă poată trata așa cum vă doriți. Nu cum vă așteptați, dar cum vă doriți. Asta este cheia. Bun. Aceasta a fost citirea de astăzi. Vă mulțumesc pentru că v-ați alăturat mie în acest videoclip. Dacă v-a ajutat aceste citire, nu uitați să ne dați un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru mai mult conținut de acest fel. Până data viitoare, multe binecuvântări pentru uniunea voastră armonioasă!